Bună ziua și bine ați venit la lecția de limba engleză numărul 5 pentru clasele a 7-a și a 8-a. Această lecție se întinde pe pagina pe care vă prezint și pe care vă rog să o copiați, captură de ecran sau cum vă pricepeți voi mai bine. Vă amintesc că pe acest canal întâlniți cursuri de limba română și cursuri de limba engleză pentru toate clasele, rubrica din Înțelepciunea Lumii, modele de viață, sfaturi de cum să ne comportăm și cum să ne trăim viața ca să ne fie mai bine, transmise de înaintașii noștri mai înțelepți decât noi și mai cunoscători, rubrica pentru tine, doamna mea, povești pentru copii și cursuri, lecții pentru fiecare clasă în parte la limba engleză și la limba română. De când va începe școala din luna septembrie, vom lucra fiecare lecție din fiecare manual pentru fiecare clasă. Vom rezolva exercițiile, le vom explica pe fiecare în parte. Numărul meu de telefon pentru cine dorește să mă contacteze, să-mi spună, să-mi dea sugestii sau eu știu, poate vrea să-mi spună cineva ceva, mă găsește la numărul de telefon oricine, 0773889705. Dacă nu vă răspund, revin eu. Bun, haideți să lucrăm exercițiile. So, the future. Compare the following examples. We can use the future simple, be going to, present continuous, or present simple to talk about future actions. To talk about future actions. A. He'll sell his car. Will the future action may or may not happen? B. She's going to study abroad next year. Be going to express intention. C. They're leaving for Mexico tomorrow. Present continuous for an arranged action. D. The bus leaves at 9 o'clock. Present simple. 4 timetables. Exercise 12A. Jonathan is not satisfied with his life as it is. He has already decided to change a number of things. Look at the prompts and say what he intends to do, as in the example. Move to the city center. He is going to move to the city center. Sell his car. He is going to sell his car. Buy a bigger house. He is going to buy a bigger house. Marry Susan. He is going to marry Susan. Apply for a job with a law firm. He is going to apply for a job with a law firm. Exercise 12B. Now look at Jonathan's diary. What has he already arranged to do? Make sentences as in the example. Monday, 8th April, move to the city center. He's moving to the city center on Monday, 8th April. Tuesday, 9th April, Mr. Brown come collect car, the car. Mr. Brown is coming to collect the car on Tuesday, 9th April. Wednesday, 10th April, sign the contract for a new house. He is going to sign the contract for a new house on Wednesday, 10th April.
Friday, 12th April, have an interview with Mr. Ford at 10 o'clock. He is having an interview with Mr. Ford at 10 o'clock on Friday, 12th April. Sunday, 20th June, get married. He is getting married on Sunday, 20th June. Exercise 13. Put the verbs in brackets into the present continuous or the present simple. Is Gordon coming with us tonight? No, he isn't. My sister is going to university in September. What time does the play start tomorrow? Natalie is having a birthday party on Saturday. Megan is singing in the school concert tomorrow night. The flight to Berlin leaves at 6 o'clock. The Browns are moving to their new house this weekend. What time does the ferry reach Calais tomorrow afternoon? Exercise 14. Fill in the gaps with one of the verbs from the list in the correct tense. Walk, come, post. Oh no, I forgot to post this letter. Don't worry, I shall post it for you on my way home. He is going to walk along the tight rope. Tom Ford is coming to our town next week. Really? That's great! Dragii mei, aceasta a fost lecția noastră de astăzi, lecția 5. Mulțumesc pentru participare și pentru că doresc să mențin în continuare gratuit acest canal, am nevoie de abonați, așa cum bine știți, prin urmare, vă amintesc să vă abonați înainte de a închide. Și eventual puteți să le recomandați și prietenilor voștri acest canal. Seară bună!